Regulile competiției sunt stricte, dar și premiile sunt pe măsură. Mihai s-a bucurat să-și audă fratele la telefon. Ce faci, mă, frate, tu stormezi? Trebuie ceva de două luni. Păi am sunat atunci și n-ai răspuns. Urmai la ore de-astea sunt, nu sunt mai. Păi nu depinde de mine, mă. Ce mai e pe acolo, pe acasă? Mai zi-mi și mie. Foarte bune, cum le știi. Tu ești pe net, pe grupuri, pe de-astea? Nu mă uit la emisiune, dar mai văd pe... Am fost fan, dacă pe Facebook. Și ce mai e pe acolo, că... Ce să fie? Că tu bați cântii. Ce anume? Adică tu ascult la orice vorbă de Stefania, tu ești atent. Ceea ce îi dă siguranță lui Bianca, ai înțeles? De timp o să sature și Bianca de tine. Nu, trebuie să dăm explicat. Ați curat de mângâie, de o mângâie de o lungă zile, dar nimic concret. Că tu mai fie așa, încă un an, jumate? Nu știu ce vedeți voi, dar construim puțin câte puțin. Ce vedeți voi, așa crezi tu? Da, o să încerc să... Stefania, asta să faci. Bună, bună și atât. Păi da, dar n-ai văzut că au vorbit despre mine, nu trebuia să vorbesc, să le cer explicații, să... Dar nu trebuie să cer explicații, trebuie să fii indiferent față de Stefania. Da, o să încerc. Dai siguranță lui Bianca. Dacă tu intri în vorbă cu Stefania și o dai dintr-o altă, e diferent cu ea și Bianca. De ea vorbește, tu te uiți la altă parte, cum vorbești Stefania. Da, deci, da. Sus, voci, te uiți la Bianca, uiți cu Bianca în brațe, vorbești cu Bianca. Trecem foarte mult timp împreună și Bianca, nu știu ce se vede afară. Am văzut că au fost numai materiale negative așa dintre noi, dar mai avem și bune. Noi ne și expunem, eu și expun tot ce cred și... Aia e, nu vreau să, vreau să mă știi așa cum sunt. Bianca, da? Să știi că nu contează, pentru mine nimic ce vor alții. Tocmai acolo diferența, trebuie să mă conving eu că ea mă vrea pentru ce sunt și știe exact pentru ce mă vrea. Păi trebuie să te convingi, dar acum mai mult din două luni, o să zică, domnule, dar mă mânghe de trei luni, m-am plictisit. Mai, schimbă un pic ceva acolo, să fie mai altfel, că te plictisește. Lasă altfel, mă, că numai doar nu ne-am sărutat, noi în rest am vorbit foarte mult și suntem foarte apropiați. Da. De-aia zic, nu știu ce se vede afară. Trebuie să mai schimbi, că numai e în brațe și e tot moment. A venit apoi și rândul Biancăi să le audă glasul celor dragi. Care e treaba pe acolo, pe afară? Tu, îi treaba la foarte mult. Toți susținătorii tăi, de alu Mihai, grupurile tale, a lui, sunt parfum, ce să mai? Toți așteptăm vestitul sărut. M-ați înnebunit cu vestitul sărut a vostru. Exact, cuplu, fată. Declar deodată cuplu că mă nebunește lumea. Serios? Curii care vă mănâncă. Așa. Zic așa, la spate, sunt susținătorii lui Stefania. Fac capturi. N-avem dreptul noi, familia, să intrăm, să zicem nici de bine, nici de rău nimic. Lasă-le, mă, dă-le pace, grija lor o avem noi. Din partea susținătoarelui Mihai mi-a spus că dacă vorbesc cu tine, să spun că Stefania a intrat în casă normal de drept, va dispartă și cumva se ereti, de fapt ea că cineva își face cum vrea ea. Știi, așa că orice ați spune, nu vă sfădiți din cauza ei, nu vă întoarceți. Dar nu avem altă. Noi treabă cu ce zice Stefania sau cu scopul pentru care ea a intrat în casă. Că de câte ori stați împreună sau prin bucătărie, pe unii stați, pe unii mergeți, numai cu voi în gură. Cu Andra și David și dânsa și doamna mea, în continuu pe voi vă mâncă de pistită. Știu, știu, tocmai de aceea nici nu mă interesează, sincer îți spun. Le-am și spus direct în față, puteți să vă dați cu părerea cât vreți voi. Tot aud în continuu cu armata vieții. Ce armată trebuie să iei? Dar doar știi că eu întotdeauna am vrut să merg în armată. Ai vrut, dar să nu mai vrei, doar Mihai să fac o armată de copii. Declarați-vă odată cuplu că numai nu, și Simona, numai nu vă zis, hai odată faci, că oricum sunteți ca cuplu. El o leacă tu cu tupeu, că el văd că ce zici tu, ce zici și el săracu, ce să zică altceva? Nu, mă, lăs timpul să fie cum trebuie, adică nu grăbesc absolut nimic. Da. Ia, l-o leacă tu mai cu tupeu, exact așa ți-a spus, da? Da. Cum nata. Să-l iau acum? Mai cu tupeu, așa. Mai cu tupeu, da. Ca să nu-l lași ritmul lui. Da. Da, toată lumea vă îndeamnă cu acel sărut, într-adevăr. Și fratele tău, câți ani are fratele tău, Mihai? 35. 35. 33 luni mai mare. Și fratele tău, la fel cu sărutul. Și ați primit un avertisment asupra unei persoane din casă, amândoi. Avertisment. Mi s-a spus să nu mă las influențat, inclusiv de... buchete de flori de afară sau scrisori de afară și nu m-am lăsat nici mai. Nu, era vorba despre o persoană din casă. Era vorba despre mine, da, știu. Nu, o să râs, dar nu. Stefania, mă. Nici despre mine? Dar eu i-am încurajat.
Ce ți-a spus cumnata Bianca? Să fii atentă la cine? Când noi lipsim de aici, de prin casă, din preajma lor, Andra, David, Ștefania și doamna Mia au timp să vorbească de noi. Ce vorbiți despre ei? Ce-am spus și ei și ce le-am spus da, și ei. Da, tot ce-am spus. Mamă, zici că și suntem... Susțin în continuare treaba asta și aici. N-avem voie să vorbim de nimeni mie din casă. Mie îmi place de voi, vă potriviți foarte bine. Chiar îmi place foarte chiar bine. Doamna mie mi-a spus și mie asta, adică... Da. Cu tine nu se potrivea, cu ea se potrivește. Și la vârstă și la tot. La ce trebuie. Sau potrivește poate concluziile de afară se trag diferit. Tu ai fost afară, știi cum e. Eu așa văd. Da, bine. Pentru și tu ai venit de afară, Bianca. Și am fost și aici. Și tocmai vedeai lucrurile într-un fel când erai în casă și când te-ai întors ai zis că se vede cu totul diferit, deci știi prea bine cum e. Da, nu vreau să discutăm despre cumnata ta, că nu e aici. Sau despre cu siguranță ne vede. Bun, dar acum, na, sunt, știi cum e, familia este întotdeauna subiectivă, nu trebuie să te supere lucrul acesta. Doamne, dar nu m-am supărat, da, doar că am spus că... Și ei văd niște discuții ale voastre pe Antena Play pe care ei poate că nu... Nu le vedem. Dar au fost martori. Dar orice discuție pe care o am aici în casă, pe Antena Play, sunt dispusă oricând să o discut și în live, fără niciun fel de o problemă. Adică ceea ce scot pe gură îmi asum și sunt... Îmi dau cu părerea aici. Nu-i da, dar același lucru i-am zis și eu cu nate mele, că nu mă interesează. În plus, nici mai amintesc să fi vorbit cu mama, cu Andra, despre Ștefania, tine, cel puțin. Dar cred că a fost vorba despre discuția Bianca, care eu am avut în bucătărie, care mai apoi s-a vorbit și pe live, și ea mi-a spus mai apoi asta când am avut ocazia să vorbim la telefon. Adică, dar ce a spus? Și fratele tău, Mihai, te-a sfătuit să o ignori cumva pe Ștefania. Da, mie nu mi s-a părut că am dat foarte mult curs discuțiilor sau atenție mai mult decât ar fi trebuit. N-am mai vorbit, cred că este normal. Mai debănuit ar fi dacă ne-am evitat, nu știu, pentru la fel și cu cafeaua. Eu pot să o văd, pot să vorbesc cu ea, nu am nicio... Nu are nicio influență, nu știu, asupra mea. Da, s-ar supăra Bianca, de asta ești sigur acum, pentru că a spus. Am încercat să mă asta mai mult, da. Și să nu dau curs altor discuții decât de colegialitate și... Uh-huh.